Sala ProArte a Colegiului Național Decebal din Deva a găzduit astăzi o interesantă festivitate de premiere. Elevii din clasa a 12-a cu predare în limba germană de la prestigioasa unitate de învățământ deveană au primit diplomele de recunoaștere internațională ca utilizator avansat de limba germană. Distincțiile au fost acordate de reprezentanții ai Consulatului Germaniei la Sibiu, care sunt mulțumiți atât de nivelul de pregătire al elevilor, cât și de buna colaborare pe care o au cu Colegiul Decebal. Das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind im 30. Pentru noi această colaborare este un aspect important. Durează de 30 de ani și suntem onorați, avem un partener ca și Colegiul Național Decebal. Are doar avantaje acest certificat de limbă germană. El constă din 4 probe, citit, audierea unui text scris și parte orală și este valabil toată viața. El demonstrează nivelul de limbă pe care îl deții. Diplom ist ein lebenslang gültiges Diplom. Elevii care au primit acest certificat sunt conștienți de importanța lui, precum și de avantajele pe care acesta le aduce pentru deținători. În urma acestor 13 ani de învățare a limbii germane, mi se pare o realizare minunată să primesc acest certificat în final. Este o experiență de neuitat, implicit pregătirea, anii de muncă, colaborarea cu colegii domnii profesori, mi s-a părut o experiență extraordinară. Cunoștințele asimilate, bineînțeles că sunt unele foarte importante pentru noi în viitor, implicit diploma pe care o vom primi și totuși și drumul până la această diplomă, cum spuneam, a fost unul plin de bucurii, plin de experiențe interesante și de neuitat. În primul rând, mă va ajuta la admiterea la facultate pentru dosar sau dacă se va studia într-o limbă străină. Eu cel puțin voi dori să studiez mai departe în limba germană la facultate și acest lucru mă va ajuta. Sau, de exemplu, probabil la viitorul job ne va ajuta cu siguranță. Această diplomă cu siguranță va fi benefică și pentru deplasările cu Erasmus, dacă ne dorim să facem acest lucru. Deci, în mare, diploma este de mare ajutor pentru elev în viața lui, de-a lungul tuturor experiențelor, tuturor stadiilor prin care va trece. Pentru mine înseamnă foarte mult. Eu, germană, am început să studiez serios doar în clasa 9-a. Și totuși, în 4 ani am reușit să obțin acest certificat de nivel C1. Înseamnă o oportunitate, în primul rând. Ce vrei să faci mai departe cu limba germană și în general? În general vreau să merg la facultatea de medicină și pentru mine iar sunt foarte importante programele Erasmus și internship-urile și stagiile din vară. Și o diplomă de germană te ajută foarte mult, mai ales cu niște oportunități pe care altfel nu le-ai putea avea în România. La rândul lor, profesorii și conducerea de la Decebal cunosc importanța acestui certificat obținut cu destulă trudă și au toate motivele să fie mândri de rezultatele obținute de elevi, dar și de munca pe care au depus-o de la catedră. Ce simte dascălul de limba germană când își vede o nouă generație cu o diplomă frumoasă? Motivație. Da? Pentru că, în primul rând, rezultatele sunt motivația dascălului de a continua. Da? Și feedback-ul meu în cei 25 de ani de activitate a fost tot timpul că acest certificat i-a ajutat foarte mult în cariera profesională. Limba germană este o limbă, eu știu, care se învață nu foarte ușor și datorită faptului că acești elevi au un parcurs de 12 ani de școală, deci noi am obținut acest certificat nu în urma a 3 sau a 4 ani, da, ci a 12 ani. Asta înseamnă ciclu primar, ciclu gimnazial și liceu. După 12 ani de școală, poți să te înscrii pentru a obține acest certificat de limbă. Este echivalent cu bacalaureatul german, îți dă dreptul să studiezi în orice universitate din Germania. Este, din punctul meu de vedere, pentru mine
în continuare, chiar după 25 de ani, o provocare ca dascăl, dar și o, cum să zic, o dovadă a calității actului de predare din Colegiul Național Decebal. Luna mai și luna iunie sunt luni în care celebrăm performanța și numărăm premiile, diplomele obținute de elevii noștri în acest an școlar și chiar pe perioada școlarizării. Astăzi bucuria a fost mare pentru că am acordat diplomele de recunoaștere a competențelor de comunicare și scriere și citire în limba germană. Este vorba de diplomele și pragdiplom pe care absolvenții noștri care au studiat la clasele cu predare în limba germană sau bilingv limba germană le-au obținut. A fost o muncă susținută și îi felicit atât pe absolvenții care au obținut aceste diplome și pe părinți și pe cadrele didactice care în timpul grădiniței, în timpul ciclului primar, gimnaziului sau liceului au predat la clasele cu limba germană maternă. Le mulțumesc și le doresc mult succes în continuare. Cu aceeași ocazie, reprezentanții Consulatului Germaniei de la Sibiu au acordat diplome similare și pentru elevii din clasa 8-a, în conformitate cu gradul de cunoaștere a limbii germane pentru acest nivel.